Quelle race vous avez? La race du va? Blonde Aquitaine. Blonde Aquitaine. Aici suntem în Bretania, la un crescător de tauri. De blonde Aquitana. Mamă, cât e de mare. Il a un an? Cum il a du etat? Da, l'âge? Oui. Là, il a 15 mois à peu près, 15-16 mois. Are 15 luni. Au 400. Combien il a du poids? Poids vif 900 kilos. 900 kilos vif. Et il fait 500 quelques kilos de viande. 600 de carcasse et 900 de vieux. La 15 luni. Da. Il y a des gros. Aici sunt când le scot de la mame, imediat după ce termină subtul. Reste ici combien? Ah, ben là quelques mois parce qu'après ils vont là-bas pour les finir là-bas. Rămân aici câteva luni, după care sunt duse unde a fost înainte, la celălalt unde stăia mai mari, pentru îngrășat, pentru trimis la abator. Ça et ça. Poi y aliment. Mănâncă decât furaje granulate. Vă prepare ça? C'est l'usine qui nous fait. Une usine qui fabrique. Ah. Mănâncă un concentrat sau ceva de genul ăsta. Ça c'est principalement du maïs, de l'orge, de la luzerne et du lin. Maïs, luzerne, orge et lin. In, lucernă, orz și grâu. Vine băgat acolo și paie. Cât de multe paie? Aici sunt vacile mamă. Deci blonda Aquitana. Așa. Și ăsta e un vițel. Oi. Un altru petit. Ăștia sunt doi viței. Trei, de fapt. Mai este încă un acolo, sunt nou născuți. Vous avez 400. Il y a 150 mères, 430 animaux en tout. Ouais. Il y a 450 mères, il y a tous les veaux de l'année, oui. Mâles et femelles, et des femelles jusqu'à 3 ans d'âge. Non, les barons. Au 400 de animale, ne întrețin trei inși, mamă, tată și fiu. C'est silo. L'ensilage de maïs mélangé avec de la paille. Este un silos de porumb. Et un petit peu d'aliments dedans, de l'azote dedans en plus. Quoi. D'azote. Ouais. Deci este, asta ce vedeți aici jos, este paia amestecată cu silos de porumb și cu un pic de azot. Elle est prête à veler, celle-là. Elle est prête à faire le veau. Ah, ăștia care stă aici, trei, sunt nou-născute. Nou fătate. Aș vrea să țineți cont că domnul Ianic lucrează el și cu familia 400 de vaci, 150 de mame
Și restul în diferite stadii. Une semaine, 8 jours. 8 jours. Acest vițel are 8 zile. 8 jours. Sont les mères ici. Ouais, et enfin celles-là c'est des bêtes pour l'abattoir ça. Ça c'est des bêtes pour l'abattoir donc elles ont de l'aliment pour engraisser. Aici ăștia sunt pentru abator. Pourquoi sont pour l'abattoir? Parce que bon ben celle-là elle est pas en bel état et puis il faut bien réformer pour élever. Ăștia sunt réformés. Ouais. Ăștia de aici sunt vaci reformă pentru abator. Le țin aici tot așa cum v-am spus și în partea cealaltă cu concentrate din ăștia făcute din lucernă cu orz și cu in. Pentru le pregătesc pentru abator, sunt vaci reformă. Et ici, les autres? Là, c'est des bêtes de 3 ans qui vont faire leur premier veau, quoi. Ăștia sunt vaci de 3 ani care fată pentru prima dată. Aici, da. Fată pentru prima dată. Uite, mănâncă silos din ăsta care au... Aici au paiele. Băgate, toate paiele sunt băgate într-un hangar, nu sunt nimic afară. Aici avem alt stabiliment. Aici sunt les vaches mères. Aici sunt din nou vaci mame. Aici avem un taur gigant. C'est tout bonhomme. Viens, viens loulou, viens. Viens-tu. Asta este un taur. Va avoir 11 ans. Combien? 11 ans. Asta are 11 ani. Are 11 ani. Mai nu dat. Donc là tu vois les vaches et les petits veaux ils viennent dans la case là quoi. Ah. Ils passent par le trou et ils viennent manger là d'aliments ici et dans ce village là. Et pareil de l'autre l'eau là tu vois. Ils passent dans le trou. Ah, c'est communiquer toutes les trois. Ouais. Les petits veaux viennent au milieu. Ah. Alors là un autre taureau, un jeune là, tiens. Combien il a de... Celui-là il a 3 ans. Asta iar este un taur de care îl ține pentru a monta, are 3 ani. Deci pe părți ele sunt dispuse, comunică între ele ăștia le 3, să zic așa, garduri. Acolo la mijloc ele pot trece către interior. Mănâncă siloz toate. În schimb, la mijloc aici, unde sunt din ăștia mai mici, bagă, este cutia cu concentrate, care v-am spus mai devreme. Ca ăștia mai mici să mănânce, să fie cât mai aproape de concentrate. Balle de poi, une grosse balle, une balle de poi. Après on met de l'aliment liquide surtout. Oui. Hein, et puis le maïs dessus. Ah. Aici m'explique cum se face silozul ăsta amestecat cu paie. Vine băgat balotul de paie din ăștia mari într-un fel de cuvă mare de tot, peste ea bagă silozul de porumb și cu azotul lichid și se
se amestecă. Ici nous avons les vaches mères aussi. Les mères et des génisses, les jeunes. Ah, les jeunes. Un an à deux ans. Un an et deux ans. Aici pe partea stângă avem vacile de un an și de doi ani care o să devină mame. Și pe partea dreaptă avem vacile mame. Domnul Ianic vorbește, Ianic Junior, vorbește cu ele cum vorbim noi cu un copil. Aici, și-a băgat una capul acolo și-a și domnul Ianic vrea să-i scoată. Nu vrea să bea. Nu reușește. Da, vrea să bea. A, se un otru. Hai la vaș. Stați-vă aici un taur de o tonă 600. Plus de un ton. Ah, mai mult de o tonă, am greșit eu. Păi, de un ton de 200, je pense. O tonă 200. E combien? Da, il a quel âge ici là? 6 ans. 6 ans. Il a 6 ans, sûr. 6 ans. Il insémine les vaches. Ils ont 30 vaches chacun à peu près. 30 vaches pour un ton. Ouais, tout bon. Hein. Fac cam o 30 de vaci la un taure, fără înseminare artificială. Aici, din ce venim încoace, vin mai mici, mai mici. Devin mai mici, de la 6-7-8 luni, maxim un an. Donc là, tu as vu en bas, c'était les petits mâles que tu as vu quand on les enlève avec les mères. Oui. Et là, c'est les petites femelles qu'on vient d'enlever avec les mères aussi. Uh-huh. Donc là, celles-là, elles ont 10 mois à peu près. Et progressivement, elles vont vers l'autre bout jusqu'à 2 ans. Et à 2 ans, soit elles vont, on les engraisse pour l'abattoir, soit elles vont pour faire des mères. Moitié-moitié à peu près. Aici, sunt de la, undeva de la 10 luni. Și încep progresiv să se ducă încolo. Până la 2 ani. În fund de tot ajung la 2 ani. Deci de aici pleacă de la 10 luni. Multe dintre ele care nu au de apar până la 2 ani diferit de, adică nu sunt frumoase pentru ținut, pentru mame, sunt selectate și duse la abator. AC? Là, ben, c'est justement des jeunes de l'autre bout qu'on n'a pas gardé, des deux ans, qu'on n'a pas gardé pour faire des mères, qu'on va engraisser pour l'abattoir. Aștia de aici sunt, se uită la ele, le verifică să vadă ce fac, până la urmă le duc la abator sau le țin pentru tine de mame. Celle-là, par exemple, elle va bientôt partir. Celle-là, elle a peu près fini pour tuer, quoi. Ah. La blanche, dans le fond, là, elle va bientôt partir pour tuer. Pour l'abattoir. Ouais, elle est bientôt engraissée, on voit bien, tu vois, elle a plus de forme que les autres. Aha. Cea albă, pentru că are forme mai mult de carne, o să fie dusă la abator. Vedeți că este puțin mai mare decât celelalte. Mi-a explicat domnul Ian. Donc ça, ça va faire à peu près 500 kg de viande. 500-510 oui. Kg de viande, je pense. Et ça vaut 5,20 € le kilo. Asta are cam 550 de kg de carne și se vinde cu 5 euro? 5,10 € à peu près. 5,10, 5,20 quoi. 5,10 € 5,20 € kilo. Voilà.
Des problèmes, à cause des problèmes environnementaux, oui. On est obligé d'avoir le fumier couvert à l'hiver. Aici avem bălegarul, să zic așa, datorită la ăsta, la cum îi spune, la normele de mediu, sunt obligați să le țină la acoperite în perioada de iarnă, ca să nu intre, să nu, eu știu, urina sau ce se scurge din ele, să nu se ducă în pânza freatică. Solamen pour l'hiver. À l'hiver, on est normalement il doit être ramassé au moins 6 mois, non, 4 mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois, il doit être ramassé. Après on a le droit de l'emmener au champ. Trebuie ținut 4 luni și după aia dus pe câmp și împrăștiat. Il est pas les loups. Et ici? Donc là c'est les petits veaux. Ils peuvent venir manger de l'aliment ici. Aici sunt vaci mai mici care este făcut direct un fel de trecere așa mai mică ca să nu poată să treacă vacile ale mari să vină la concentrat aici, la alimentele ăștia granulate. Ah, vous avez préparé ces solamen que les petites vaches arrivent ici, hein? Ouais, que les veaux quoi. Les veaux juste tant que les mères peuvent pas passer quoi. Pas passer, hein. Deci au făcut special chestia asta aici ca să nu treacă vacile ale mari. Treacă decât ale mici. 400 de vaci ținute doar de 3 oameni.